Bine v-am regăsit la un nou filmuleț, de data aceasta despre fotografie. Astăzi o să vă prezint ce se află în geanta mea foto și, așa cum știți și tagul What's in my bag, mi se pare tare interesant să vă arăt ce iau un fotograf, sau mai bine spus, ce iau eu atunci când plec la o ședință foto. Astăzi vă voi arăta ce car după mine atunci când merg la un shooting pentru portret, pentru fashion. Nu vorbim despre genul acela de shooting în care avem nevoie de trepied sau suntem în natură sau, nu știu, avem nevoie de cu totul alte ustensile. Veți vedea ce se află în geanta mea și pe măsură ce voi filma, ce se găsește direct în rucsac, o să vedeți și voi de ce iau acele lucruri, la ce îmi folosesc, care sunt lucrurile pe care le iau cu mine doar ca să fie, la modul de safety, să știu că în caz de ceva sunt acolo și așa mai departe. Sper să vă placă filmulețul. Hai să vedem ce se află în geanta mea. Pa, pa! Acesta este rucsacul pe care eu de obicei îl folosesc, alături de alte două genți, însă momentan acesta este cel care mi este cel mai drag. L-am achiziționat în 2015 și este un rucsac Hama, după cum puteți vedea. Îmi place foarte mult pentru că este ușor de utilizat. Nu, chiar dacă am greutate, nu mă doare spatele pentru că are niște bretele foarte ok realizate, buretate, sunt groase și poți să-l cari în orice condiție, indiferent dacă ești îmbrăcată de vară, indiferent dacă ai haine groase, nu te încinge, nu este greoi și cred că această construcție este una foarte importantă. O să încep cu prezentarea rucsacului din exterior. Are două buzunare din acestea laterale, în care, mă, normal, țin apă, suc sau tot felul de alte lucruri care sunt necesare în momentul în care călătorești. Dacă există, nu știu, un trepied mai mic, un mini trepied, de asemenea, poate încăpea aici și este foarte ok. Un alt buzunar pe care nu prea îl utilizez, pentru că aici, de obicei, se ține husa foto, este acesta micuț. Aici, desigur, puteți, dacă nu aveți nevoie sau nu considerați că e bine să țineți cu voi, eu prefer să o am, husa aceasta pentru rucsac, pentru ploaie. Puteți utiliza pentru, nu știu, bani, pentru portofel, chei sau orice alte lucruri micuțe. Cum spuneam, eu țin această husă care a venit odată cu rucsacul pentru că în momentul în care plouă sau dacă te prinde vreo furtună din asta, cred că este foarte utilă pentru a nu-ți pătrunde apă pe la fermoar și așa mai departe. Așa că aceasta este foarte importantă. Următorul compartiment este acesta de aici, care are două fermoare și care se deschide așa. În partea superioară, de obicei, țin lucruri precum agenda, pix, pastile în acest buzunar, telefon mobil și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le țin cu mine pentru a mă ajuta în diverse situații. Aici există un buzunar care este cu fermoar și aici puteți pune lucruri de genul baterii, după cum vedeți am o baterie aici. Îmi țin acolo de regulă acumulatorii atunci când nu i-am în blitz. De obicei, acumulatorii la mine stau în blitz sau dacă plec cu cei de rezervă, își au locul aici. În partea asta, evident, puteți pune tot felul de alte lucruri de care aveți nevoie. Dacă nu sunteți satisfăcuți cu spațiul din primul compartiment, care, după părerea mea, este unul destul de generos, și acesta este construit cu două fermoare, are două fermoare și avem primul compartiment, acesta, care este de altfel și cel principal. Eu aici îmi țin două aparate foto. Unul dintre ele este Nikon D810, cel cu care filmez acum și care stă aici. Iar aici este cel de-al doilea aparat pe care de obicei îl iau pentru backup cu mine. Vorbim despre D90, care este salvatorul meu în multe situații atunci când am nevoie de un al doilea body. Totodată pe el stă și obiectivul de 50 de mm, un 8G. Vorbim despre două obiective, în prezent nu am mai multe, 18-105, cel de kit care a venit cu D90 și acesta. Le schimb în funcție de nevoie, în funcție de ce anume am depozat. În compartimentul următor, după cum observați, aceste compartimente sunt făcute de mine, sunt aranjate de mine cu acesta aici. Este un lucru foarte interesant și este, din punctul meu de vedere, extrem de util. Evident, majoritatea agenților foto au așa ceva. E un material gros, e un material care îți permite să-ți
compartimentezi geanta așa cum vrei și cred eu că nu poate fi nimic mai bine de atât. Având în vedere că odată ai nevoie de un aparat, altădată poate vrei să ai un obiectiv mai lung și atunci ai nevoie de alt spațiu și așa mai departe. Bun, în cel de-al doilea compartiment eu țin ștampila, de obicei, și un stick de memorie. Este un stick cu Duffy Duck acesta pe care l-am primit anul trecut, sau cu 2 ani, nu știu exact. Consider că este foarte important să aveți un stick de memorie la voi pentru că nu știți când aveți nevoie să dați niște poze sau să predați niște documente sau eu știu. E bine să existe un element de stocare acolo. În următorul compartiment și anume aici este blitzul. După cum știți, eu v-am povestit că îmi place foarte tare să trag cu lumină naturală. Evident, sunt și cazuri în care lumina nu este suficientă, în care ar ieși prost dacă nu ar fi folosit un flash și atunci iau tot timpul după mine să fiu sigură că lucrurile stau cum trebuie. Acesta este un Nissin Speedlight D466. Este compatibil cu Nikon acesta. Știu că există și pentru Canon un model similar. De fapt, același model, doar că diferă partea de jos. Acesta are, vă spuneam mai devreme, de acumulatori. Are acumulatori încărcați, puși înăuntru. Eu de obicei încarc acumulatorii înainte să plec cu o seară ca să fiu sigură că totul este ok. După cum spuneam, aici este locul de 810-lui. Aici este spațiul lui. În următorul compartiment avem acest trepied. Este un trepied pe care eu l-am achiziționat pentru vlogging, pentru zilele în care vreau să filmez ceva sau să pozez repede ceva. Este bun și pe post de trepied, de stativ. Poate fi folosit în momentul în care strângem piciorușele și pe post de selfie stick. L-am luat de pe AliExpress, pe acesta găsiți și la X64 și pe AliExpress, pe eBay. Sunt extrem de accesibile și sunt foarte, foarte bune. Și totodată acest Nikon L21, despre care vă spuneam că a fost primul meu aparat foto, pe care îl folosesc pentru vlogging sau pentru momentele în care vreau să filmez ceva rapid sau să pozez ceva rapid și nu am disponibil DSLR-ul. Drept urmare, acesta este foarte ok de ținut, este un aparat ușor, ocupă spațiu. În partea de sus există acest compartiment pe care puteți să-l închideți cu arici pentru siguranță și în care îmi țin tableta. Eu am ales să folosesc acest compartiment pentru tabletă, puteți pune și mini-laptopuri dacă aveți notebook-uri și așa mai departe și consider că este extrem de util să aveți o tabletă cu voi pentru momentele în care vreți să arătați sau să explicați mai bine clientului sau modelului ceea ce vreți să... o poziție, un loc, o atitudine și așa mai departe, poate chiar să arătați niște exemple inspiraționale care să vă ajute în timpul ședinței. Ăsta e motivul pentru care eu țin tableta cu mine. Iar în acest buzunar, care este similar cu cel pe care l-ați văzut mai devreme, în celălalt compartiment, țin carduri de memorie. De obicei nu plec fără două carduri de memorie după mine, pentru că este important să avem la noi în cazul în care unul dintre ele nu mai funcționează sau se întâmplă ceva cu el și acest suport în care îmi țin cărți de vizită pentru cei care au nevoie, pentru cei care îmi cer. Dacă primesc cărți de vizită, de asemenea, le pun aici. Cam asta a fost tot ceea ce se află la mine în geantă atunci când plec la o ședință foto. Pe partea de fashion, pentru lumină naturală, așa cum am menționat și pe măsură ce vă arătam. Sper că v-a inspirat, sper că vă este de folos. Nu știu, poate dacă nu vă gândeați la anumite lucruri pe care să le luați, sper că v-am ajutat. În orice caz, dacă v-a plăcut clipul, dați-mi un like, dacă vreți să mai vedeți filmulețe de la mine, subscribe. În weekend ne vom vedea cu un nou clip legat de fashion, beauty și ceea ce îmi place mie să fac în timpul liber. Și vă pup, vă aștept acolo. Dacă aveți întrebări, vă aștept cu ele. O zi frumoasă să aveți! Pa, pa!